Prețurile la energie. Sebastian Burduja. Nu excludem scenariul plafonării și după 31 martie 2025. Prețurile la energie ar putea fi menținute la niveluri mai scăzute și anul viitor, afirmă Ministrul Enercei, Sebastian Burduja. Instituția pe care o conduce analizează, în acest moment, alături de specialiști, cum ar putea arăta viitoarea schemă de ajutor pentru plata facturilor. Sebastian Burduja dezvăluie că plafonarea prețurilor la energie ar putea continua și după 31 martie. Ministrul Energei, Sebastian Burduja, a anunțat că profesori de la facultăți de drept și experți din domeniul energetic vor face parte din comitetul interministerial care va decide asupra noi scheme de ajutor pentru plata facturilor la energie. Ministerul și-a propus ca toate criteriile să fie stabilite până la finalul anului. Burduja a menționat că... Având în vedere disfuncționalitățile actuale ale pieței energetice europene, există posibilitatea ca plafonarea prețurilor să fie menținută și după 31 martie 2025. El a mai precizat că autoritățile vor consulta cadre didactice universitare pentru a stabili viitoarea schemă de ajutor destinată persoanelor vulnerabile, după expirarea actualei scheme de plafonare compensare, la sfârșitul lunii martie 2024. Sebastian Burduja a afirmat că se pregătește înființarea rapidă a unui comitet interministerial care va include experți din mediul academic și specialiști din domeniul energetic pentru a contura mecanismul de sprijin ce va intra în vigoare după 1 aprilie 2025. Acesta va avea ca scop protejarea consumatorilor vulnerabili și combaterea sărăciei energetice. Furnizarea energiei electrice și termice, obligație de serviciu public. Totodată. Se analizează posibilitatea transformării schemei de compensare într-o obligație de serviciu public, mai bine adaptată contextului administrativ românesc. Ministrul a subliniat că și după 1 aprilie 2025 consumatorii vulnerabili vor beneficia de protecție, iar soluția legislativă nouă va fi pregătită până la finalul anului 2024. În acest sens, vor fi luate în considerare venituri sub un anumit prac, familii numeroase și persoane care folosesc aparate medicale. De asemenea, va fi analizat venitul total al gospodăriei, costurile cu energia și numărul membrilor acesteia. Luăm în calcul un mecanism de protejare a oamenilor cu venituri reduse și pentru care costurile cu energia pot avea o pondere mare în totalul costurilor gospodăriei. În acest mecanism vom avea în vedere respectarea garanțiilor constituționale privind caracterul de stat social al României, asigurarea unui nivel de trai și respectarea demnității umane. Avem în vedere că pentru consumatorii casnici furnizarea energiei electrice și termice să devină obligație de serviciu public, cu toate mecanismele administrative de subvenționare. Prioritatea este definirea clară a criteriilor de eligibilitate pentru consumatorii vulnerabili. În scenariile de lucru luăm în calcul venituri sub un anumit prag, familii numeroase, persoane care utilizează aparate medicale. Am început să analizăm datele de la Institutul Național de Statistică și un scenariu de lucru este să luăm în calcul venitul total al gospodăriei, costurile totale cu facturile de energie electrică o gaze naturale și numărul de membri din gospodărie, a precizat Sebastian Burduja într-un interviu pentru Ziarul Unirea. Burduș a subliniat că autoritățile își propun ca nicio gospodărie să nu ajungă sub pragul sărăciei relative, după plata facturilor la energie. Ministrul a mai spus că, în contextul actual al pieței energetice europene, nu se exclude menținerea plafonării prețurilor și după martie 2025, estimările indicând că furnizorii nu ar trebui să factureze cu prețuri mai mari decât plafonul existent de 1,3 lei KWH după această dată. Care sunt criteriile pe baza cărora au fost aprobate compensații la energie și gaze? Referitor la compensațiile la energie și gaze, în contextul nerespectării plafonului de minimis, Burduș a declarat că Ministerul Energiei, împreună cu alte instituții implicate, Analizează constant măsurile pentru a respecta cadrul legal și pentru a asigura o distribuție corectă a resurselor pe termen mediu și lung. Ajustările vor fi făcute în funcție de feedback și de realitățile economice. În ceea ce privește respectarea plafonului de minimis, suntem conștienți de importanța lui și, în acest sens, Ministerul Energei, împreună cu alte instituții implicate, analizează constant implementarea măsurilor pentru a respecta cadrul legal și pentru a asigura o corectă selecție a beneficiarilor pe termen mediu și lung ajustările necesare vor fi făcute în baza feedback-ului și a realităților economice, astfel încât să asigurăm o distribuție corectă a resurselor și, în același timp, să ne încadrăm în obligațiile naționale și europene, a indicat șeful de la Ministerul Energiei.